În această perioadă de mini-vacanță, în județul Vâlcea sunt organizate mai multe evenimente la care se așteaptă să participe mai multe persoane. Pentru buna desfășurare a acestora este nevoie să se țină cont de câteva reguli. Astfel, în urma solicitării transmise de către Direcția Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, purtătorii de cuvânt din cadrul instituției prefectului județul Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului de Poliție al județului Vâlcea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea, cât și reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea, au susținut o declarație de presă comună. În perioada 30 noiembrie-4 decembrie, peste 700 de jandarmi vâlceni vor fi la datorie și vor asigura măsurile de ordine publică la toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale, iar prin măsurile pe care le-am pregătit, vom avea grijă ca fiecare cetățean să petreacă această mini-vacanță în condiții de siguranță. Jandarmii vor acționa în zonele aglomerate, atât independent, cât și în cooperare cu polițiștii, pentru prevenirea producerii faptelor antisociale, asigurarea climatului de ordine și siguranță publică și protecția participanților la manifestările culturale, artistice și sportive organizate astfel. În localitățile Horezu și Râmnicu Vâlcea, unde se vor disputa meciurile de fotbal dintre echipele Flacăra Horezu, Cozia Călimănești pe data de 2 decembrie, iar pe data de 3 decembrie pe stadionul Zăvoi, unde se va desfășura meciul de fotbal dintre echipele CSC 1999 Șelimbăr și CSC Dumbrăvești. Recomandăm cetățenilor care intenționează să participe la manifestările publice care se vor desfășura în această perioadă să adopte un comportament civilizat, să acorde o atenție sporită modului de păstrare și asigurare a bunurilor și a obiectelor personale, să evite conflictele de orice natură și să respecte indicațiile forțelor de ordine. De asemenea, jandarmii montani își vor intensifica acțiunile în zona stațiunilor, pe traseele turistice și în zona și în zonele unde este posibil să se producă evenimente, fiind pregătiți să intervină în situații de urgență, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Aproximativ 170 de jandarmi montani vor fi prezenți în stațiunile montane. Pentru a evita situațiile nedorite, turiștii sunt sfătuiți să țină cont de câteva recomandări. Să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate, condițiile climaterice locale, precum și starea de funcționare a mijloacelor de transport pe cablu. Să consulte prognoza meteo înainte de a pleca în drumeții, să aibă echipament adecvat zonei de munte, lanternă, rucsac, trusă de prim ajutor și salve dormit, să folosească numai traseele marcate și să urmărească marcajele de pe traseu, să nu pornească pe un traseu după consumarea băuturilor alcoolice, iar în caz de accident să anunțe jandarmeria montană apelând numărul unic de urgență 112. Peste 2000 de polițiști vor asigura un climat de liniște și siguranță în această mini-vacanță de 1 decembrie. Polițiștii acționează pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor și pentru a interveni atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Din totalul polițiștilor angrenați, 1261 sunt polițiști de ordine publică, 321 de la rutieră, iar restul de la alte structuri, respectiv investigarea criminalității economice, investigații criminale, luptători de intervenție rapidă, polițiștii de la arme expozite și substanțe periculoase și polițiști de la transporturi. Structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au fost mobilizate în următoarele 5 zile pentru a asigura liniștea și ordinea publică și pentru a interveni rapid în sprijinul cetățenilor în cazul unor situații de risc. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea sfătuiește cetățenii care intenționează să participe la manifestările publice ce se vor desfășura în această perioadă, să adopte un comportament civilizat, să acorde o atenție sporită modului de păstrare și asigurare a bunurilor și obiectelor personale și să evite conflictele de orice natură. Polițiștii rutieri cu toate autospeciale din dotare, inclusiv cu cele echipate cu aparatură radar, vor fi prezenți pe întreaga rețea de drumuri pentru siguranța traficului rutier și vor acționa în vederea fluidizării circulației și prevenirii evenimentelor rutiere, precum și pentru intensificarea activităților specifice potrivit competențelor, pentru depistarea celor care conduc cu viteză sau sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe. Pentru a călători în siguranță, polițiștii rutieri recomandă participanților la trafic să respecte normele rutiere, să-și echipeze mașinile corespunzător condițiilor meteo. În contextul zilelor libere ce urmează, dacă participați la un eveniment cu număr mare de persoane, nu consumați alcool în exces sau substanțe psihoactive.
De asemenea, dacă observați în jur persoane aflate sub efectul acestor substanțe, evitați o confruntare directă cu acestea. Orice conflict minor poate escalada. Adulții sunt sfătuiți să nu conducă autoturisme dacă sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Părinții sunt sfătuiți să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziție, să acorde o atenție sporită prietenilor copilului lor, atât în viața reală cât și în mediul virtual, să găsească activități comune și să comunice eficient pentru a oferi copiilor un sprijin real față de problemele lor. Tinerii sunt sfătuiți să comunice deschis orice problemă cu care se confruntă legată de consumul de substanțe, să apeleze la ajutorul părinților, prietenilor apropiați, persoanelor de încredere sau specialiștilor pentru rezolvarea acesteia. Dacă merg la petreceri, să nu bea din sticle desfăcute și să supravegheze prepararea băuturilor solicitate, să fie atenți la prieteniile ocazionale. Este important să învățăm să spunem nu politicos, dar ferm, la tentațiile de orice fel pentru a nu ne pune în pericol sănătatea. Specialiștii Agenției Naționale Antidrog oferă gratuit consiliere și asistență specială. Aceștia pot fi contactați la numărul de telefon verde 800 807 700, sau pentru situații deosebite să apeleze numărul de urgență 112. Efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea vor desfășura activități menite să asigure protecția și siguranța cetățenilor și să evite producerea unor evenimente ce ar putea afecta viața și bunurile cetățenilor. La nivelul județului Vâlcea, zilnic, peste 200 de pompieri cu 40 de mijloace tehnice de intervenție sunt pregătiți să acționeze pentru acordarea primului ajutor medical de urgență, pentru stingerea incendiilor și pentru salvarea persoanelor care ar putea fi surprinse în mediul ostil al vieții. Urgențele medicale vor fi asigurate în sistem integrat, prin intermediul echipajelor SMUL și al echipajelor Serviciului Județean de Ambulanță, disponibile zilnic, care vor asigura primul ajutor medical calificat. Mai multe informații despre modul de comportare în diferite situații de urgență, cum ar fi incendii, ger, viscol, alte fenomene meteorologice extreme, pot fi consultate prin accesarea platformei naționale de pregătire fipregătit.ro. Reprezentanții instituțiilor abilitate să asigure condiții optime de liniște și siguranță urează tuturor râmnicenilor vacanță plăcută.